Pacea Domnului Iisus, fiți binecuvântați de Domnul Iisus Hristos oriunde vă aflați voi. Bine ați venit la canalul meu de YouTube, Cuvântul Curat pe înțelesul tuturor. În această zi, în această seară, o să împărtășesc cu voi o poezie frumoasă care mie mi-a intrat la suflet și care are un mesaj pentru cei care încă nu s-au întors la Domnul Iisus Hristos. Ce-i viața ta? E o peniță cu care scrii mereu pe un drum. Și apoi la ultima portiță, tot ce ai scris tu, ca pe o tăbliță, nu se mai șterge nici de cum. Și vorbe în vânt, și fapte rele, rămân pe veci ca într-un album. Păzit e scrisul tău de stele, te-ai pune mări întregi să-l spele, nu se mai șterge nici de cum. Să nu te minți că în veșnicie trecutul tău se va preface în scrum, căci Dumnezeu stă mărturie, căci în fața lui tot ce se scrie nu se va mai șterge nici de cum. În ceasul greu de judecată îți vei citi întregul drum. Vei zbucni în plâns deodată, dar nicio slovă înlăcrimată nu se va mai șterge nici de cum. Nu poate șterge decât sânge, și sânge sfânt, nu oricum. Ce înger trupul și-l va frânge, și astfel ce ai scris, oricât ai plânge, nu se va mai șterge nici de cum. Auzi, adu-ți azi vina ta și greșul. Iisus îți poate șterge al vieții drum. Cum trece pe nisip vârteșul. Dar dacă azi nu prinzi prilejul, nu se va mai șterge nici de când, nici de cum. Amin. Dragul meu, dacă azi auzi cuvântul Domnului, nu-ți împietri inima și astfel să-ți aduni o comoară de mânie pentru ziua judecății, ci astăzi spune da cuvântului lui Dumnezeu, spune da lui Iisus. Dragii mei, dacă n-ați făcut pasul de a veni la Domnul Iisus Hristos, nu aștepta până în ziua judecății, căci tot ce-ai scris pe drum nu se va mai șterge nici de cum. Fiți binecuvântați pe oriunde vă aflați voi și ne vedem data